Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Familia Sterp este una dintre cele mai cunoscute din lumea mondenă. Mama Geta, alături de cei 4 copii ai ei, s-au bucurat în ultimii ani de aprecierile, dar și de criticile internauților. Dincolo de toate acestea, cei 5 membri ai familiei au rămas extrem de uniți. Acum a ieșit la iveală modul în care mama Geta este privită de consătenii ei. Aceasta a făcut numeroase sacrificii în trecut, a fost părăsită de soțul ei pentru o altă femeie. Mama Geta a făcut tot posibilul să-și aducă soțul înapoi, însă acest lucru nu a fost posibil. De altfel, bărbatul nu are nici în prezent o relație apropiată cu copiii lui, familia Sterp se ocupă cu oieritul de ani buni. Ileana și Culiță s-au căsătorit, cei doi fiind frații mai mari, baza mamei Geta au rămas cei mai mici dintre copii. Geta și Iancu sunt alături mamei lor în acest domeniu, vecinii mamei Geta și-au spus opinia despre consăteanca lor. Aceștia și-au arătat toți aprecierea pentru modul în care aceasta și-a crescut copiii. Mai mult, femeile din satul ei o apreciază pentru faptul că a ținut piept vieții deși a fost părăsită de bărbat. Aceasta a mărturisit că deși a fost părăsită de tatăl copiilor și-a pus baza în Dumnezeu. Femeia are acum o afacere profitabilă vânzând produse lactate. Fiecare dintre copiii ei are o afacere sau o ocupație bănoasă și veți găsi în descriere mai multe videoclipuri legate de acestea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.